2 împărați, capitolul 4, versetul 38. Elisei s-a întors la Gilgal și în țară bântuia o foamete. Pe când fiii prorocilor ședeau înaintea lui, a zis slujitorului său, pune oala cea mare și fierbe o ciorbă pentru fiii prorocilor. Unul din ei a șit pe câmp să culeagă verdețuri, a găsit viță sălbatică și a cules din ea curcubețe sălbatice până și-a umplut haina, când s-a întors, le-a tăiat în bucăți în oală cu ciorbă, căci nu le cunoștea. Au dat oamenilor acelora să mănânce, dar cum au mâncat din ciorbă, din ciorba aceea, au strigat omule al lui Dumnezeu, moartea este în oală și n-au putut să mănânce. Elisei a zis, luați făină, a aruncat făină în oală și a zis, de oamenilor acestora să mănânce. Și nu mai era nimic vătămător în oală. A venit un om din Balșalișa, a adus pâine din cele din tâi roade omului lui Dumnezeu, și anume 20 de pâini de orz și spice noi în sac. Elisei a zis, dă oamenilor acestora să mănânce. Surgitorul tă său a răspuns, cum pot să dau din ele la 100 de inși? Dar Elisei a zis, dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămâne. Atunci le-au pus pâinile înainte și au mâncat și le-a mai și rămas după cuvântul Domnului. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta, așa cum v-am promis, vom discuta și vom analiza din Cuvântul lui Dumnezeu două minuni făcute de Dumnezeu prin Elisei, pe care eu le-am numit două minuni culinare. Elisei se duce la Gilgal, unde era o școală de proroci. Și uh, este dascăr la această școală de proroci. Când am citit uh, textul acesta, mi-am adus aminte, cu ani în urmă am predat la seminarul din București și am asistat la o grevă, prima grevă pe care eu am, la care am asistat într-un seminar teologic pendicostal. Uh, o serie de studenți nu au avut bani să-și plătească taxele de școlarizare și administratorul școlii a hotărât că ăia nu mănâncă. Cine nu a plătit, nu mănâncă la cantină. Probabil numai la un seminar teologic se puteau lua așa măsuri pline de har, nu? Când au auzit ceilalți studenți că colegilor n-au voie să intre în sala de mese până n-au plătit, au hotărât că nu mănâncă nimeni. Nimeni n-a vrut să mănânce. Acum eu aveam o dilemă foarte serioasă, mă duc să mănânc sau nu mă duc să mănânc, sau stau împreună cu ei. Și am stat la grevă împreună cu studenții. Bineînțeles că lucrurile s-au rezolvat după ce m-am dus la administrație și am promis că plătesc eu pentru toți studenții care n-au plătit până atunci. Am venit acasă la Chicago, am făcut colecte și am plătit pentru bieții studenți, viitorii păstori care nu aveau bani să-și plătească școala. Mi-am adus aminte de vremurile acelea, în timp ce am studiat porțiunea aceasta din viața lui Elisei, când predă și el la o școală biblică, dacă vreți. Haideți să vedem tema din această seară, Criza în Școala Prorocilor. Elisei la Școala Prorocilor. Așa cum am învățat, sunt studenți aici, la școala aceasta de proroci. La Gilgal, de fapt, erau mai multe școli de proroci în Israel, în care tineri cu o chemare din partea lui Dumnezeu simțeau această chemare că ei vor fi proroci în țară, să duceau să studieze cum să audă vocea lui Dumnezeu, cum să prezinte prorocia în fața oamenilor. Un motiv pentru care noi, creștinii de astăzi, ajungem non-profit organization, este că nu avem școli de proroci. Nu învață nimeni pe oameni aceștia cum să se poarte. Și unii se poartă așa cum cred ei că trebuie, supără urechile noastre fine și îi scoatem afară dintre noi. Dacă ar fi o școală de proroci în care prorocii să învețe cum să audă vocea lui Dumnezeu, cum să interpreteze cum să pună în cuvinte, cum să prezinte prorocia, probabil, probabil că am avea mai puține incidente de genul acesta și am mai avea mai mulți proroci în biserică. Dar Elisei se duce la o asemenea școală, care se pare că este destul de numeroasă. Peste 100 de tineri sunt la școala asta de proroci. Studiază cum să, își, să fie proroci. Um, Elisei îi le predă la acești copii într-o vreme în care bântuie o foame în țară, bântuie o foamete mare în țară. E adevărat, în țară era foame de pâine, dacă vreți, dar în școala aceasta este pâinea vieții, există o hrană bogată spirituală pentru acești copii. Sfânta Scriptură ne învață și ne spune că în vremurile din urmă vor fi, va fi o foamete după cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul unei prosperități, spirituale, prosperități materiale. nu așa? Nu este adevărat în America acest lucru? Avem tot ce ne trebuie și pe măsură, pe măsura abundenței pâinii cea de toate zilele stăm rău cu hrana spirituală. Unii nu ne mai deranjăm nici măcar să o servim din când în când să ne păstrăm supraviețuirea sufletului nostru. Tinerii aceștia sunt la școală, sunt împreună, dacă vreți, locuiesc împreună, mănâncă împreună, părtășia lor este deosebită, învață să locuiască împreună. Cei care n-ați locuit niciodată la un cămin studențesc sau la vreun internat, nu știu despre ce vorbesc acum dar cei care a trecut pe acolo, este o școală specială să locuiești împreună cu alții. Trăind la țară, obișnuit cu liniștea, nu? am nimerit dintr-o dată într-un vacarm din ăla îngrozitor, într-un cămin studențesc de vreo 4 500 de studenți. Nu puteam dormi noaptea, îi auzeam cum umblă pe coridor, cum nu eram întors la Domnul atunci, eram destul de firesc, am bătut pe unul care avea niște șlap de lemn bocănea cu ei cât era coridorul de lung pe, pe betonul ăla, pe mozaicul din, din, coridorul căminului. Ce să nu vă mai spun, la orice oră să trânteau uși, era o muzică îngrozitoare de la difuzoarele din camere. Pe vremea aceea nu aveai voie să ai tu radioul tău și nu aveam noi bani să ne cumpărăm. Ne puseseră câte un difuzor în fiecare cameră, să ne și educe și în timpul liber, nu? Și alegeau o muzică patriotică și tot felul de piese din acestea, în, în, în baz jocuri, unii puneau la maximum difuzorul acela și nu puteai dormi nici ziua, nici noaptea de ei. Până când un coleg de a meu, mai esteți priceput la electricitate, a găsit soluția. A luat niște cablu și am pus în priză la 220 sistemul ăla care s-a prăjit și am avut niște vreun an de zile până când l-au reparat o vară și... Dar să trăiești între oameni, să trăiești între alți studenți, să mănânci împreună cu ei, să mănânci mănâncă ei, nu este un lucru ușor, dar este educativ în același timp. Înveți să uh, ai răbdare, să ai îngăduință, să accepți pe ceilalți, să accepți că sunt oameni diferiți de tine. Și lucrul acesta trebuiau să-l învețe probabil acești copii la școala prorocilor. Elisei, ca un bun administrator, se ocupă și de ce mănâncă studenții. Îl ia probabil pe Gehazi, nu știm dacă ăsta era lui pe vremea aceea sau nu, dar îi spune, du-te și pune oala aia mare. Fierbe o ciorbă pentru ăștia, pentru viitorii proroci. fă -le o ciorbă. A dat iarba pe câmp, loboda, se cetă în țară, dar mai era iarbă și se duc băieții la cules ceva, verdețuri pentru ciorbă. Um, unul dintre studenții ăștia care pleacă să adune uh, pentru ciorbă, ceva pentru ciorbă, uh, se pare că era destul de nepriceput la operațiunea aceasta, este înșelat de aparențe. Și în loc să culeagă niște castraveți sau pepeni din ăștia care erau comestibili din zonă, cucumis profetarum, așa s-a dat numele pe urmă latin, latin, cucumis profetarum, castraveții prorocilor, așa, erau comestibili, mai ales când erau verzi, să te iau felii, și erau foarte buni în ciorbă. Băiatul ăsta nepriceput, probabil n-a știut că în ținutul acela a Gilgalului, poate era nou venit la școală, a cules Colocintus, un castravete foarte otrăvitor, care semăna cu, cu cumis profetarum. Rezultatele știți foarte bine, dintr-o dată s-a declarat că este moartea în oală, nu? Dacă puteți să mă ajutați, așa, bun, funcționează. Cele mai bune intenții ale noastre, așa, eu nu cred că studentul ăsta s-a dus acum să culeagă niște otrăvuri, să le facă în ciudă la colegii lui, nu? Nu cred, a, fost, a avut bune intenții. Cele mai bune intenții ale noastre, însă, atunci când sunt însoțite de ignoranță, pot să producă pagube foarte mari. Trebuie să te pricepi la castraveți. Să nu alegi din ea care sunt otrăvitori. Lucram la trusul de construcții, la biroul OPM. Era organizarea producției și a muncii. Noi îl numeam o dignă până la moarte, OPM. Și într-o zi am hotărât cu toți băieții, plecăm să adunăm bureți. Unul dintre noi zice, nu, eu nu mă duc, hai mă, tombe, hai să încerc bureții. Cum să încerc? Păi, îi mănânci, dacă mori, înseamnă că nu-ți buni? <laughs> hai, hai de cu noi să, încerc, să, să încerci bureții. Când te duci la cules bureți, nu? E bine să știi despre ce este vorba. Trebuie să-i cunoști. Dacă te duci să, cum, să culegi burene de pe câmp, să faci orbă din ele, trebuie să știi ce pui în ciorba aceea. Nu orice este comestibil. Ignoranța noastră însoțită de bunele noastre intenții, nu-i așa? Poate să producă moarte uh, sigură. Acum, mai ales între noi credincioși, există scuza asta a dragostei. Eu o fac din dragoste, frate, a sincerității. Eu sunt sincer, e adevărat, dar ești ignorant, nu știi. Poți să fii foarte sincer și să ne omori. Uh, poți să fii. Uh, plin de dragoste și să ne otrăvești pe toți. Nu este suficientă dragostea și sinceritatea. Trebuie să și cunoști despre ce este vorba atunci când este vorba să facem lucrarea lui Dumnezeu. E nevoie de pricepere, nu numai de râvnă. N-ați întâlnit oameni plini de râvnă cărora le lipsește priceperea? eu am întâlnit și invers, oameni plin de pricepere care le lipsește râvna și asta i bai. Ăsta știu de tot, numai că nu fac nimic. Cunosc toate plantele comestibile, dar nu mănâncă nimeni ce orbă după efortul care îl fac ei. Amândouă acestea sunt periculoase. Și râvna fără pricepere, dar și priceperea fără râvna. Trebuie să existe împreună ca să se petreacă ceva Pozitiv. Ignoranța în lucrarea lui Dumnezeu produce foarte multe necazuri și suferințe. Ce este important este că oamenii au descoperit imediat moartea anuală și au fost suficient de curajos să o spună. Știu, așa fără sand, treaba asta din, de la cineva din biserica respectivă, era într-o biserică mică și urma cina Domnului. În anvonul bisericii, o soră care făcea focul în biserica respectivă, în teracotă, așa, păstra un litru de motorină. Punea ceva motorină pe așchii, dădea foc și făcea foc mai repede. A venit cina Domnului și păstorul, pentru că și sticla de vin era tot la fel de verde și de închisă la culoare, a luat motorina și a turnat în pahar și asta avea tot gustul la îndoielnic, așa cum era mustul ăla din România, că nu știai ce exact, așa maro. Și mai făcea și niște bulbuci, nu când se turna, tot a fost în regulă. A băut vreo jumate din frați din biserică, nimeni n-a zis nimica, nu? Că e cina Domnului, până a ajuns la unul care avea o curaj și frate, asta e motorină, nu? Și atunci s-a oprit tărășenie, că altfel toată lumea gusta motorină, nu zicea nimeni nimica, nu? Eu cred că atunci când găsești o travă anuală, trebuie să, să, dai alarma, nu? <laughs> nu să, nu să o mănânci. Faci pe spiritualul. Fraților, <laughs> ne-am rugat Domnului, binecuvântată oala asta, hai să mâncăm continuare, nu? Au strigat, e moarte anuală. Știți că puțină o travă poate să infesteze toată ciorba vieții noastre? Nu trebuie mare lucru. Ca întreaga noastră viață să fie compromisă, cu puțină o travă. Și ăia tineri știu foarte bine despre ce vorbesc, nu? O trage așa pe nas puțin. Puțină o travă, o mică pastilă. Un pahar așa că nu te vede nimeni? Puțin o travă care te poate nenoroci pentru toată viața. Am un uh, prieten bun și fratele lui, cu vreo 10 ani mai tânăr ca el, venit în America, așa, la școală în America, l-au dus copiii, tinerii, out, Nu? Și pentru foarte mulți tineri, aut înseamnă afară din familie, din biserică, din normalitate, din morală, nu? Și l-au învățat pe bietul Doru să ia și el ceva ce iau ei. Și asta când a văzut că ăștia iau numai așa puțin, a vrut să fie bărbat, domnule, să le arate el ce trebuie, a luat o doză mai mare decât trebuia, dacă trebuia ceva, nu? Uh, din momentul ăla, și-a pierdut complet mintea, este un nebun uh, într-un într spital de nebun undeva în America, nu și-a mai revenit niciodată de la chestia aceea. Puține, o travă în ciorba vieții și ești aranjat pentru totdeauna. A fost out, out pentru totdeauna. Îl întreb uneori ce mai facem, spune, mai dau câte un telefon, n-am cu cine vorbi, m-am mai dus să-l văd, dar îl păzesc doctorii, este complet afară din, din normalitate. E bine când rău este descoperit la timp, ok? De la prima, lingură de ciorbă și nu până ai mâncat jumătate de farfurie, este bine când cineva are curajul să-l demaște și să-l sună la timp. Și cred că rolul bisericii este acesta, să ne ajute să ne spună din timp că e rău. Drumul pe care ne ducem extrem de periculos. O treabă pe care o luăm ne va distruge. E bine, Elisei are un antidot, are o soluție pentru situația respectivă. Prima noastră reacție, nu? Când am dat peste o asemenea ciorbă, ce am face cu ea? garbage disposal. Nu? Unde? Arunc-o la toaletă, arunc-o afară, arunc-o, scoate-o afară, e o trăvitoare. scoate la afară din biserică, scoate-o afară dintre noi, două afară din cor, scăpăm de el. Nu? Asta este reacția noastră, prima, prim, prima noastră reacție, nu? Scoatem rău afară. Eu nu știu dacă asta e cea mai bună. Elisei zice, nu, am muncit mult la ciorba asta, suntem toți flămânzi, e foame în țară, nu? Duceți niște făină în coace. Ia duc niște făină, toarnă făina aceea și zice, mâncați, nu o să se întâmple nimic. Și nu mai era nimic vătămător în oală. Acum, nu cred eu că făina aia avea proprietăți miraculoase să, eu știu, anuleze efectele otrăvii care era în oala aceea. Ci era credința lui Elisei. Era credința omului lui Dumnezeu care convertește răul, nu-l elimină, care schimbă situația periculoasă în a binecuvântare. Nu este rolul bisericii să convertească răul, să salveze pe păcătos, nu? Noi îl dăm afară din biserică, nu-i așa? Este îngrozitor. Băieții aceia care au venit să ne spună despre lucrarea lor cu ce drogați, au fost scoși afară dintr-o biserică în care sub să nu vă prind aici. La noi nici nu vrem să auzim de așa ceva. Nu mai spune. Nu vrei să auzi? Nu vrei să auzi că este o travă în oală? Nu vrei să auzi că tinerii din biserica ta iau droguri? Nu vrei să auzi de treaba asta? Într-o zi vei auzi într-un mod foarte ciudat. Te vor chema la mormântarea lor. Ce, ce o să spui atunci? Nu? Țin -mi minte când am participat la mormântarea unui tânăr care și-a tras un glonț în cap. Toți au fost supărați pe mine grozav de tare, o sere de sfinți, că de ce am vorbit noi despre treaba asta, că s-a împușcat ăla, nu? Că trebuia să vorbim ca și când nu s-a întâmplat nimic. Nu? Ca și când s-a murit așa, Săracul. Wow. Dacă ne facem că nu se întâmplă nimic cu o travă care intră în ciorba existenței noastre, o să plătim foarte scump într-o zi. Există credință, există antidot, există Evanghelie pentru o travă asta care a pătruns între noi. Există credință că Dumnezeu transformă viața aceea. Îl schimbă pe băiatul acela, o schimbă pe fata aceea. Viața aceea poate să devină o viață pozitivă, o viață bună în Biserica lui Hristos. Știți că noi ne-am rugat și încă n-am mai văzut de multe vreme filmulețul nostru în care tot timpul am spus așa, noi all of us we are broken people. Toți suntem oameni păcătoși. Toți avem nevoie de Hristos, toți avem nevoie de mântuire. Și ne-am rugat ca Domnul să ne dea pe aia pe care scotă el afară. Să ne dea nouă. Trebuie să continuăm să ne rugăm să se întâmple asta. E bine, după experiența aceasta, la poarta școlii apare un bărbat din Balșalișa. Un om a avut și el primele roade, primele recolte și a venit o idee bună, așa cum știe orice credincios bun, primele roade să le dea Domnului. Am făcut 20 de pâini de orz. Acum să nu vă imaginați o pâine din aceea, cum fac surorile noastre, una din aia mare de 7 kg, uriașă care de-abia iasă din dubă, cum zicem noi, nu? Așa de mare crește, nu? mai ales de orz. Erau niște pâinișoare așa mici, 20. Și am mai luat și un sac cu spice noi. Dacă era sac cu spice, îmi închipui că nu erau prea multe babe. Dacă îl umplea sacul cu babe, mai era ceva. Dar dacă au fost și cu spice, cred că puțină recoltă. El s-a gândit la omul lui Dumnezeu, s-a gândit la Elisei, să-i facă cadoul lui Elisei, așa, din primele roade ale uh, ogorului său. Și, spre surpriza lui, Elisei spune, dă oamenilor acestora să mănânce. Un dar făcut școlii prorocilor. Acum, dacă eu aș fi fost în locul lui Elisei, sau dumneavoastră ați fi fost, cred că l-aș fi luat așa de după umeri pe fratele ăsta din bal și Șalișa, și a spus, ha, haide cu mine, hai să-ți ceva. Și deschis ușa să-i vadă pe toți, cei o sută de studenți, sărace care n-au mâncat de la ciorba de ieri, sau de alaltă, iar cine știe de când nu au mai mâncat, nu, erau slăiți de foame, și să-i spun, o, ai un suflet nobil, nemaipomenit, dar ăsta e o. Ce ai dus metale, uh, nici pe o măseană ajunge la ăștia toți. Dacă mănânc doi, trei mare lucru, da. Mulțumesc mult pentru. Roagă-te, domnului, next time, data viitoare, să spună pe inimă să duci vreo 200 de pite din astea de orz și mai mult saci, pentru că 100 de guri flămânde, nu? Am auzit și am întâlnit director de școli biblice care umblau prin țară să adune cartofi pentru seminarul biblic. Și se bucurau când duceau câte un câteva saci de cartofi, pentru seminarul de la București, pentru școala biblică de la Moradia sau cine știe de pe unde, umblau prin țară să adune hrană, mâncare. Nu? E bine să ai o sută de studenți și să vii cu un porbagaj, cu un sac de cartofi numai, la ăștia nu le ajunge nici și să te apuce disperarea că frații nu te înțeleg, că nu le vorbește Domnul nici unuia dintre ei să vină cu sacii de pită la studenții ăștia necăjiți. Nu investește nimeni în noua generație de proroci a țării. Poate că noi am fi scris o scrisoare uh, furioasă tuturor pastorilor, așa și am fi spus, uh, sunteți lipsiți de sensibilitate, ați hotărât să faceți o colectă dată pe an de rusalii pentru școala noastră și dintr-o sută de biserici, cam una face colectă de rusalii pentru seminarul nostru. Este una dintre realitățile seminarului de la București, dacă vreți una dintre realitățile. Știți cine contribuie cel mai mult la seminarul de la București? Românii deci din America, nu e din România. Deloc. Noi le întreținem școala de proroci. Elisei n-a făcut asta, domnule. N-a făcut asta. Nu s-a supărat pe omul ăla, nu l-a umilit pe omul ăla. Cred că i-a mulțumit foarte frumos, dar Elisei știe că puținul pus în mâinile lui Dumnezeu, puținul tău dăruit lui Dumnezeu, se transformă într-o bogăție extraordinară. Poruncește lui Gehazi să dea de mâncare studenților. Ei, dar necredința face întotdeauna socotel, nu-i așa? Nu ajunge, nu ajunge. Slujitorul a răspuns, cum pot să dau din ele la 100 de inși? Nu merge, matematica asta nu funcționează. Dacă dau la fiecare, e câte o feliuță așa mică de persoană, a înghițit -o odată și s-a terminat și tot flămân sunt toți. Nu ajunge. E, îmi pare rău, dar nu ajunge. Ce resursele care le dai tu nu sunt suficiente. Aveți grijă la necredința care face socotele. Totdeauna necredința contabilizează. Um, au venit apostolii la Domnul Isus și i a spus, lasă să meargă să mănânce undeva. Să nu vă imaginați că în Israel, pe vremea aceea, 5.000 de oameni se puteau duce la restaurante, nu? Aici în America nu e problemă. 5.000 de oameni îi spune, mergeți să mâncați undeva și încep de la McDonald's până la cele mai scumpe restaurante, toate sunt pline și îți dau de mâncare. În Israel nu era așa. Și Domnul a zis, dați-le voi, să mănânce. Dați-le voi să mănânce. De unde, Doamne? E un copil aici care are și ăsta câteva pâinișoare, tot de orz, ok? Și pești. Dar ce să astea, Doamne? Întotdeauna credința, necredința face socoteli, face împărțeli, cântărește, nu ajunge. Nu, să, nu, la, a, nu, nu merge. Să știți că matematica asta nu funcționează când e vorba de Dumnezeu. Când e vorba de împărăția lui Dumnezeu, matematica asta nu funcționează. Din 5 pâini și 2 pești să obține o horană pentru 5.000 de oameni. Din 20 de pâini de orz și de un sac de spice să hrănesc 100 de oameni fără niciun fel de probleme, pentru că bunurile acestea puține, puse prin credință și în dragoste, în mâinile lui Dumnezeu, Lucrurile astea fac, fac minuni. Poate te întreb cum să meargă biserica, pentru că oh, nu prea am suficienți bani, dau și eu cât pot, nu? O, o să se închidă. Nu o să se închidă, pentru că e a Domnului. Se întâmplă miracole, se întâmplă minuni. Dumnezeu deschide zăgazurile cerului. Când dragostea însoțește dărnicia ta, atunci să-mi petrec minuni. Credința proclamă proclam întotdeauna abundența. Vor mânca și va mai rămânea. Uitați-vă ce deosebire între Gehazi, care este un slujitor al lui Elisei, urma să fie proroc în locul lui, dar era încă un om al necredinței, un om al calculelor el socotește și nu ajunge. Ce au primit, darul care l-au primit, nu este suficient. Pe când credința lui Elisei spune, dă la toată lumea și o să mai rămână. O să se sature și o să mai rămână. Și așa s-a întâmplat. Vor mânca și va mai rămânea. Am acum o întrebare care cred eu că este extrem de importantă din cele două minuni pe care le-am analizat din viața lui Elisei. Ce fel de lucrare facem noi? Cum poate fi caracterizată lucrarea mea? Este lucrarea mea o lucrare din ignoranță? O, sunt plin de râvnă pentru Domnul, plin de dragoste? Da, melene să studiez, melene să citesc Biblia, melene să întreb pe alții, melene să mă duc la o conferință, melene să ascult ce spun și alții. Nu mă duc la școală. Nu poți să faci o lucrare a lui Dumnezeu din ignoranță. Este adevărat că Dumnezeu nu are nevoie de oameni calificați. Îi califică El. Te califică Domnul. Dar nu te poți duce în lucrarea lui Dumnezeu până nu te califică El. De ce credeți că ucenicii au ajuns să fie ucenici ai Mântuitorului, să fie uh, discipolii Lui, să învețe de la El? De ce i-a luat de ucenici? Să învețe de la El. De-abia apoi i-a trimis, după ce a învățat. Nu putem pleca în lucrarea lui Dumnezeu prin entuziasmul nostru. Nu, no, dintr-o dată, Domnul ne-a chemat, facem minuni, prorocim faci foarte multă pagubă dacă te duci ignorant în lucrarea lui Dumnezeu. Râvna nu este suficientă. Dragostea nu este o scuză a nepriceperii tale. Dragostea este pentru foarte mulți creștini o scuză a mediocrității. Când o cântare fals, pentru că dau când din dragoste, frate, recit o poezie proastă, tot din dragoste pentru Domnul? Nu. Și din dragoste pentru Domnul, uh, punem pe masa bisericii bucate care nu sunt demne și care, de fapt, de cele mai multe ori sunt otrăvuri. Uh, e moarte în oală, pentru că nu ne pricepem. Este lucrarea noastră pornită din compasiune și dărnicie umană, așa ca și a lui Bal și e bine. Este bine că e așa. Biserica lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu au trăit, a trăit întotdeauna din dragoste și din compasiune, din dărnicia credinciosului, creștinului. Nu te uita că nu sunt decât 20 de pâini și un sac de spice și mare lucru nu e. Puținul tău, pus în mâna lui Dumnezeu creează un belșug extraordinar pentru lucrarea lui Dumnezeu. E importantă compasiunea și dărnicia ta. Aduți aminte de cei care suferă. Când noi am venit în America, cel de-al doilea băiat al nostru, Cristi, era favoritul bunicului. Bunicul nu pleca nicăieri undeva până nu lua și pe Cristi cu el. Cristi cu bunicul erau peste tot împreună și el a rămas lipit foarte tare de bunicul și a suferit enorm când a venit în America. Stăteam la masă și dintr-o dată s-a întrebat cum am putea să trimitem și la bunicul ce mânca el. Cum să trimit la bunicul? Bunicul era în România, noi în America, nu avea nicio șansă să trimită bunicul ciocolata sau eu știu ce mânca el. Dar să gândea permanent la bunicul. Voia să dea și lui bunicul ce mănâncă el. Ce-ar fi când stăm la mesele noastre îmbelșugate să ne gândim și la niște necăjiți care n-au nimic pe masă. Iar am citit un articol, un milionar american, deci din Silicon Valley, după ce a făcut multe milioane de dolari, cineva l-a rugat să ajute niște orfani din România a scris impresionat de drama celor orfani de la Oradea, de, un, de la un cămin de la Oradea, a scris un cec de 25.000 de dolari. Dar nu numai atât, s-a dus să vadă ce se întâmplă acolo. Atât de tare s-a îndrăgostit omul ăsta de România, că și-a vândut proprietățile din America și locuiește în România, la actoră la Cluj. Ne iubește neamul, vrea să ne ajute. A văzut o nevoie și n-a mai putut să mănânce liniștit când a văzut nevoia care există. A construit biserici pentru țigani, a construit centre, cabinete medicale pentru oamenii săraci din, din România. Ascultați-mă bine, când stați la masă cu binecuvântările Domnului, știți că 10%, zeceuiala, a dus cele din întâi roade, era, era obligație biblică, porunca lui Dumnezeu. Omul ăsta nu s-a pus la masă până nu a împărțit și cu cineva care este în nevoie. Căsiți o nevoie și împărțiți cu cel aflat în nevoie și veți vedea binecuvântarea Domnului. Întotdeauna Dumnezeu binecuvântează chiar puținul nostru pe care îl punem cu dragoste și cu credincioșie în mâinile Lui. Sau lucrarea noastră este o lucrare prin puterea Duhului Sfânt ca lui Elisei. Ce mare deosebire aici. O deosebire extraordinară. Eu cred ca și credincioși, plini de Duhul Sfânt, ar trebui să semănăm mai mult cu Elisei decât cu tânărul acela ignorant care se încurcă în castraveți, nu? Și o trăvește lumea cu ei. Și mai mult decât omul acela care are inimă mare, dar care nu se gândește la cât sunt ăia care au nevoie de dragostea lui exprimată în felul acela. Ar trebui să vedem ce lucrare facem. Ne caracterizează ignoranța? Avem numai o inimă plină de compasiune și suntem darnici? Sau mergem mai departe și suntem niște oameni plini de Duhul Sfânt prin care lucrează Dumnezeu la înmulțirea și binecuvântarea altora? Vreau să închei și pentru că în seara asta n-am avut o predică în limba engleză, lipsesc predicatorii noștri, sunt în misiune. Marius în România, Babi în California. Aș vrea să încheiem cu câteva lucruri în concluzie din predica din această seară. Numărul 1. Atenție la o travă a păcatului din viața noastră. Ți se pare normal, un castravete ca ceilalți castraveți, dar e otrăvitor, ai grijă la el. Identifică lucrurile acelea care pot să-ți otrăvească ciorba existenței tale. Vezi ce bagi înăuntru. Ai grijă ce pui în gură, ai grijă ce pui în minte, ai grijă la ce te uiți, ai grijă la muzica pe care o asculți sunt tineri care sunt efectiv corupți de diavolul prin muzică. Și așa de frumoase ca castravetele astea, nu? Super! Te corupe satana prin el. Îți infestează mintea cu ideile lui pe care ți le și cântă, dacă trebuie să le înghiți. Mica, puțină o travă, îți va otrăvi sufletul. Ascultă-mă bine. Ignoranța privind puterea trebuie aceasta a păcatului este atât de îngrozitoare astăzi, mai ales la tânăra generație. A, dar nu-i nimic, e, fai, e, e, e ok. E ok? Să știi că nu e ok. Deciziile tale de astăzi vor avea urmări. Vor avea urmări asupra sănătății tale. Sunt oameni care, la anii, adu anii vieții adulte, își consumă toți banii să-și trateze bolile pe care le-au contractat când au fost tineri. Ok? De câte ori mă doare capul? Ascultați-mă bine, de câte ori mă doare capul? Am un fel de spondeleoză cervicală aici, așa, la când sunt ud cumva la cap, bate un curent, imediat mă doare capul. Aud pe mama, care spunea Petre, nu umbla cu capul gol l am umblat cu capul gol, că dacă aș fi avut ceva în cap, nu? Aș fi pus ceva pe cap. L-am umblat cu capul gol. Cât era iarna de așa? Era un ficior. Uitați-vă la băieții noștri și la fetele noastre să ducă în pantaloni scurți la școală. În decembrie, în ianuarie. În Arizona nu e mare lucru. Credem noi. Dar a mei se duceau în Chicago. Era zăpadă de jumătate de metru afară și mergeau în pantalon scurți la școală. Și a zis, bă, voi sunteți normali? Dar uite-te, zice, și poștașul umbla așa. Că era un nebun de poștaș care umbla în pantaloni scurți, domnule, prin nemeți. Nu? Ascultați-mă, chestiuni de genul ăsta, simple, banale, vor avea urmări. Reumatismele, de care suferim astăzi vin din vremuri din alea, când am fost fuduli și neascultători. Am umblat cu capul gol, am umblat în pantaloni scurți. Știți că mă doare câteodată în genunchi, mă duc aminte că într-o iarnă ne-am dus la gheață, să ne dăm pe gheață de sculți. Ne-am dat pe gheață de sculți. Prostii de genul ăsta, ignoranță de genul acesta, privind puterea otrăvii, puterea răului, nu? Toată lumea bea, bem și noi. Împreună cu prietenul meu, de pe aceeași uliță, cu Vasile, uh, Vasilica, Licu, Vasile, v Vasilica Licului, spuneam, uh, el e pop ortodox acum și eu o sunt pe pentecostal. Interesant. Uh, încă nu ne-am întâlnit că tare am vrea să avem o dezbatere teologică la ora asta. Să ne aducem aminte de vremurile alea am hotărât să sărim din pod pe o claie de fân care era jos. Și n-am avut curaj, era prea sus, nu aveam curaj nici cum, domnule, cum să sar de acolo, mai ales așiteri, o să și te rostogolești în aer, și să cazi așa, săritura tigrului, care ne învățaseră la școală, <laughs> o wow leu. Am pus o scară și urcam tot așa câte un treaptă mai sus și săream de acolo mai sus iar, măi, domnule, când ajungeam la ultimele trepte, nu mai puteam să sărim. Nu mai aveam curaj deloc. Și prietenul meu a avut soluția. Zice, vin la noi, bem ceva, căpătăm curaj și sărim. Ne-am dus la ei, bunicul lui avea țuică, bunicul meu avea vin, am băut și de la bunicul meu și de la bunică său și am căpătat un curaj zdravân de tot. Cum a sărit licul în cap, Acolo a rămas. A trebuit să-l ducem acasă cu părinții, că am crezut că i s-a rupt, rupt, gâtul în, în, cum, a, cum, a, sărit. Prostii de genul ăsta. Ignoranță de genul ăsta. Puterea o trăvi. Puterea o trăvi. La început ai tras un fum de țigară, așa, să nu creadă colegii că o să-i spui, nu? Pe te obișnuit cu țigara aceea. Și după țigară a început să fumez buruieni din astea, cânepe, din care mai a făcea izmene și haine, cămăși altă dată. A început să fumez cânepe, domne. Teribilă chestia asta. Nu? Acum vor să o și legalizeze. Și nu am mulțumiți lui Obama că o să avem și cânepe legală. Că nu numai homosexuali avem legali ignoranța asta cu privire la puterea otrăvii, la puterea otrăvii păcatului, ne norocește generații la rând, generații la rând. Să o descoperim cât mai repede, să o identificăm cât mai repede. Și cred că scopul bisericii este să ne ajute, să ne o spună pe nume, mă băiete, nu mai fă asta. Colegii de la școală nu se ne spună profesorii n-au voie, ei o să te încurajeze. Trăim într-o societate care trăiește din păcat, care încurajează păcatul. Știți că divorțul în America este o afacere de miliarde de dolari, trăiesc o groază de judecători și avocați și social workers și psihologi și tot felul de, de oameni trăiesc din... Din suferințele milioanelor de americani. De aceea, orice stradă are câte o afiș, divorț, 200 de dolari. De 200 de dolari, tot divorțat. Și apoi vin toți. Știți că jumătate din casele care se vând în America se vând din pricina divorțurilor, până și real estate agenții sunt interesați în divorțul tău. E teribilă chestiunea asta, este îngrozitoare chestiunea asta. De ce credeți că statul ăsta liberal încurajează căsătoriile homosexuale? Apropo de asta, am auzit recent, acum a introdus un bil în, 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 în Senat, mi se pare, dacă nu în Congres, nu-i mai voie să spui soț și soție că faci discriminare împotriva lui Ion și Gheorghe, care s-au căsătorit. Ai voie numai parteneri, partenerul 1 și partenerul 2. Wow! Guvernatorul statului California a dat deja o ordonanță de guvern a Californiei, că nu mai ai voie să spui nici în acte publice, nici el, soț și soție, nu-i voie. Îi discriminezi pe ăștia. De ce credeți că sunt? Ăștia încurajați, pentru că ei atacă familia. Și cu cât mai multe familii se distrug, cu atât mai mult aceste lipitori sociale care suc sângele Americii trăiesc mai bine din dezastru familiei americane. Lucrurile astea trebuie descoperite la timp, trebuie identificate. Există o soluție pentru o travă asta păcatului, se cheamă Evanghelie, se cheamă jertfa lui Iisus Hristos, sângele lui Hristos care a curs la cruce pentru iertarea păcatelor tale. Există soluție pentru asta. Din păcate, oamenii orice altceva încearcă decât soluția lui Dumnezeu. În al cincilea rând vreau să vă spun că zecioala și dărnicia, chiar dacă sunt mici, e binecuvântat întotdeauna de Dumnezeu. Ele sunt binecuvântate întotdeauna de Dumnezeu. Dumnezeu folosește puținul tău să facă o binecuvântare mare undeva. Asta să nu uiți niciodată. Și ultimul lucru care vreau să menționez este că nu ar trebui să încurajez niciodată necredința în celor care contabilizează lucrurile, care fac socotel tot timpul. A doua aminte că avem de-a face cu un Dumnezeu care înmulțește pâinile care mulțește un de lemnul. Avem de-a face cu un Dumnezeu care satură mulțimele de oameni din puțin lucru. Dumnezeu a făcut lumea asta din nimic. Ok? A făcut lumea asta din nimic. Nu, nu încurajați pe acești matematicieni care nu expun decât necredința cei care contabilizează tot timpul lucrurile și nu ajunge, nu merge, nu merge, cu Dumnezeu nostru merge. Dacă suntem puțini împreună cu Dumnezeu, suntem majoritatea. Dacă avem ceva puțin împreună cu Dumnezeu nostru, avem abundență. Rostiți întotdeauna cuvintele credinței, nu ale necredinței. Aduceți aminte întotdeauna, acestui necredincios contabilul de astăzi. Că lumea asta este condusă de Dumnezeu, nu de operațiunile lui matematice. Cel care stă la cărmă acestui univers este Dumnezeu care înmulțește pâinile. Dumnezeu care se îngrijește de orfan și de văduvă. Dumnezeul care se îngrijește de cel singur, de cel părăsit, de emigrant. Gândiți-vă cum ați venit în America. Am venit cu niște geamantane după noi. Aproape cele mai multe lucruri care le-am dus, nu am avut nevoie de ele. Că au fost niște binevoitori care ne-au învățat exact pe dos. Le-am cărat după noi și n am avut nevoie de ele. Și am început de la zero. Unde suntem azi? Este... este țimea noastră la mijloc? Nu. No. Este mila lui Dumnezeu, este bunătatea lui Dumnezeu, este purtarea lui de grijă. Nu uita să-i dați credit pentru asta de fiecare dată. Haideți să încheiem seara aceasta cu o rugăciune și să ne rugăm Domnului, mai ales pentru tânăra generație care cu atâta ignoranță își pregătește ciorba existenței, punând în ea tot ceea ce îi în cale. Ne rugăm pentru generația aceasta care bagă în minte tot ce vine pe televizor, pe internet, pe YouTube și pe cine știe ce alte mijloace. Să ne rugăm Domnului să descopere o travă la timp, să se ferească de ea, să vină la soluția Evangheliei, care este singura care transformă și salvează viața noastră. Haideți să ne dedicăm cu toții la rugăciune.